Veste bună pentru publicul vorbitor de limba maghiară. În luna februarie, la Casa de Cultură Dr. Eugen Icoară vor avea loc 4 spectacole în limba maghiară, astfel că publicul se va putea delecta cu muzică, teatru și dansuri. În data de 5 februarie o să vină o trupă de teatru amator de la Vlăhița cu o piesă a lui Șutu Ondraș. După aceea, în data de 11, o prezentare de CD-uri a lui Don Ciondomori. Don Ciondomori, care acum joacă la opereta din București, dar e din România, de fapt, a plecat de aici. După aceea, în 20 februarie, este iarăși un cabaret Grupe Heads, împreună cu Radio Gaga. Și în data de 17 vine o trupă de dansatori de la Miercurea Mirajului cu Cenușăreasa, o piesă pentru copii. Așadar, zilele pe care trebuie să le țineți minte sunt 5 februarie, 11, 17 și 20 februarie. Calitatea manifestărilor culturale-artistice va fi incontestabilă. Sunt trupe profesioniste, mai puțin cei de la Vlăhița, pe care însă am văzut sunt foarte buni. Regizorul lor este un scenarist, un regizor din Ungaria, deci au trupă bună. Formația Bekeș de la cu Cenușăreasa, iarăși e o trupă foarte bună de dansatori. Reprezentanții Casei de Cultură atrag atenția că deja s-a dus vestea spectacolelor în limba maghiară ce vor avea loc în luna februarie, iar cei interesați sunt invitați să-și facă rezervări din timp pentru a nu rămâne fără loc.